Bună ziua și bine ați venit la ședința din 17 mai 2022. În conformitate cu dispoziția primarului Comunei Răgăciuni, 153, 11 cea 2022, ați fost convocat a participat la ședința ordinară a Consiliului Local Răgăciuni din 17 mai 2022, începând cu ora 10:30. Și acum, dacă sunteți de acord, să trecem în ordinea de zi. Proiectul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 13.04.2022 și procesul verbal a ședinței extraordinare din data de 21.04.2022. Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unei străzi din satul Gâșteni, Comuna Răcăciuni, inițiatorul primarul comunei. Proiectul 3. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 la Comuna Răcăciuni. Proiectul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal a Unității Administrative Teritoriale, Comuna Răcăciuni, pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău. Proiectul 5. Proiect de hotărâre privind prezentarea raportului întocmit de lichidatorii Crucianu Mihai Bogdan și Insolvenț Management privind lichidarea contractului de asociere în participațiune 3057 din 25.07.2003 între Intervet SRL și Comuna Răcăciuni. Proiectul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local Răcăciuni în finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2022. Proiectul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statului de funcție aparținând aparatului de specialitate al primarului Comunei Răcăciuni. Proiectul 8. Proiect de hotărâre privind avizarea regulamentului pieței administrate de SC Intervet SRL din Comuna Răcăciuni. Proiectul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Răcăciuni și modificarea listei de investiții pentru trimestrul 2 anului 2022. Proiectul 10. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Local al Comunei Răcăciuni, numărul 40 din 13.04.2022. Proiectul și la punctul 11 avem diverse, în care avem informarea privind trimitere electronică a declarațiilor de avere și interese inclusiv prin sistemul de AE, începând cu 1.01.2022. Dacă mai sunt cereri la mai ceva diverse. Da, să am ceva diverse. Așa, și o să trecem mai la proiectul. Da, cu gaz și mai e o problemă care o să discutăm la diverse. Dacă sunteți de acord, cu ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? La lista. Și acum să trecem în ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinții ordinare din data de 13.04.2022. Dacă a fost întrebări la comisii, nu. Atunci supunem la voi. Cine este pentru? Mulțumim. Da, 2 secunde să însemnezi procesul verbal și trecem mai departe. Perfect. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unui străzi din satul Gâșteni, Comuna Răcăciuni. A fost întrebări la comisie? Știți că s-a, primar, dacă da, s-a propus o inițial denumire la o stradă și discuția care am avut-o cu preotul ortodox din satul Gâșteni, cu părintele Iulian, am decis să spunem în Consiliul Local schimbarea pentru că nu se regăsea cu ramul bisericii și cu platura Sfinților de acolo, care reprezintă biserica. Și ar trebui neapărat trecere prin Consiliu? Da. Da, trebuie neapărat, pentru că e o denumire de stradă care va... Consiliul Local. Da, bine. Asta nu a fost o propunere numai de la a părintele. Am înțeles. Bun, mai sunt întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Proiectul numărul 3. Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. Aici este clar, indexează curata inflației. Da, impozitul local numărim impozitul. Da. A fost întrebări la comisii? Aveți, da. Cine este pentru? Scuzați. Cu 2,6 sau cu... 5,1. Ați văzut că euro acum nu mai e
Și benzina la fel, s-au dus de la 4 lei sau 5 lei, care a început anul 2023. Dar se indexează cu acurata inflației, corect, cu acurata inflației, cu acurata inflației, cu proiect, da. Cine este pentru? Și așa este greu, dar apoi să mai... Da, mulțumim. Proiectul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal a unității administrative teritoriale pentru ședința adunării generale acționar a 10 companiei regionale de apă Bacău. Da. Dacă au fost întrebări la... Deci eu tot acasă. Deci doar dacă sunt neclarități, dar ce v-am trimis? Păi asta am întrebat dacă la comisie... Eu am o singură întrebare. De când suntem noi membri în... Cam câți ani? De câți ani? Imediat că scrie aici. Hotărârea Consiliului Local din 2000... 2000, nu știu, din 2000 cu Crabu, suntem din 2008 parcă. 2008, se nu aici în prevederile. Ce a făcut Crabu ăsta pentru comuna Răcăciu până acum? Sunt asociații care sunt mai multe. Ne făcând continuăm tot așa. Ne făcând parte din asociația asta cu care vom de contribui, contribuim la ei. Știu că ei au niște remunerații. Nu putem accesa. Bun, tare. Și directorii și cei care sunt în capul. Posibilitatea să apară fonduri și dacă se apară... Noi am spus că suntem și fondatori, practic, la... Da, bine, pe fonduri, pot fi primii, dar fiind primii comuni. La DIP, la CRAB. Bun, dacă mai sunt întrebări la proiectul numărul 5, proiectul numărul 4. Vedeți, președinte? Da, vă rog, domnul. Atâta vreau să menționez și eu, ca și data trecută, când vine vorba de CRAB, să avem totuși un status al proiectului ăsta care se implementează la noi. Adică chiar ne interesează ce? Care e faza, pentru că... Da, cred că aveți și noi cu siguranță. Da, o să e. Eu am văzut, am citit ordinea de zi și nu e nimic de un raport, de... Nu, da. Doar chestiuni juridice, financiare... care suntem obligați să vă mandatăm, dar ne interesează starea. Pune la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Împotrivă. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind prezentarea raportului întocmit de lichidatorii Crucianu Mihai Bogdan și Insolvent Management privind lichidarea contractului de asocieri în participiune între Intervest și Comuna Răcăciu. Aici avem două proiecte, doamna, nu? Nu, ăsta e unul deocamdată. Unul singur, nu? Discutăm despre acesta, după aceea urmează alt proiect. Da. Dar bine, dar aici noi luăm la noi luăm act, nu de... Dar nu este vot, da. Luați act de raport. Atât. Pentru... Atât. Da? Deci luați act. Noi la... Bine, și asta ce... Deci în ședința în care noi am aprobat încheierea contractului cu ei, deci asociațiunea a fost aprobată de dumneavoastră ca să fie încheiată. Legislația ne obliga să întocmim aceste rapoarte de lichidare la ambele părți. A durat mult pentru că așa durează, dar atunci am specificat clar și există și termene legale că veți fi informați despre rezultatele lichidării. În anexă la proiectul de hotărâre aveți cele două documente transmise de cei doi lichidatori, diferiți. Unul l-a făcut la Comuna Răcăciuni și celălaltul la societate, da? Și am pus în întregime, în copie... cele două rapoarte de lichidare. Și dumneavoastră, nicio problemă. Exact. Și ce s-a întâmplat cu aportul Comunei Răcăciuni, ați văzut exact acolo că scrie despre inventar, tot. Deci dumneavoastră luați efectiv act acum. Nu îl aprobați pentru că nu avem calitatea de a aproba un document întocmit de niște specialiști. Da? Proiectul de ordine îl votăm pe artiu sau în tot acesta? Nu, dar este un singur articol. Acum, da, păi stai tot la proiectul ăsta de hotărâre. Nu, avem alt proiect. Ăsta doar că luăm act de Atât. Avem alt proiect. Avem alt proiect. Cu regulamentul. Da. E alt proiect de hotărâre, haideți să-l supunem pe acesta la vot. Da, să punem la vot. Cine este pentru? Dar ce-l votăm, dacă nu luăm act? Este, trebuie hotărâre. Mi s-o adus la cunoștință. Deci orice aprobare de-a dumneavoastră se transformă într-un proiect de hotărâre.
În procesul verbal de ședință se notează doar informațiile pe care le discutăm. Permite să-mi și mie două ori să spun. Atâta timp cât dacă votăm pro sau contra, nu are niciun efect asupra decizia lichidă a vorbului. Poate nu sunteți de acord cu ceea ce am întâlnit. Da, luăm alți lichidatori, putem contra. Se repetă procedura. Da. În condiții legale, noi nu ne dăm. Deci dumneavoastră aveți informații despre altceva. Ce cu alți lichidatori? Exact, cu alți lichidatori. Adică ăștia nu au... Ca să notezi ce este nevoie. Da, nu au fost. Nu erau mari lucruri de plățit, că știam ce are primăria acolo. Să punem la vot. Cine e pe Petru? Eu mă abțin, domnule. Puteți să mă notați. Trece la proiectul 5. Proiect de hotărâre privind prezentarea raportului întocmit de lichidatorii. Următorul, da. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local. Da, dar aici mai avea reprezentantul... Este alt proiect de hotărâre. Urmează. Am înțeles, da. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local Răcăciun la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Pentru anul 2020. Anual. Am observat, este un procent, 35%. E o propunere acolo. Din ce? 35%. Citim. Imediat vă citim. Nu spune acolo. 35% da, sau da, da. Punct. Nu. În cuantum de 35%, în situația în care, datorită nevoilor specifice și față în particular, costurile necesare furnizării serviciului respectiv depășesc nivelul prevăzut de standardul de cost. Statul a stabilit un standard, o anumită sumă. Păi din standard trebuia să spun, 35, ce depășește? Așa, e cam ambigu, nu prea are claritate. E puțin sucit, dar este menționat. Costul necesar furnizării serviciului respectiv depășește nivelul prevăzut de standard de cost stabilit prin hotărârea Guvernului. Ia să vedem în contractul de asociere. Asigurarea finanțării de protecție a persoanei cu handicap pentru sumele care reprezintă diferența dintre costurile necesare furnizării serviciului respectiv, astfel cum sunt, da. Deci asta prevăzut din contract, da, corect, am înțeles. Să se înțeleagă clar din ce 35%. Puneți-l la vot cu modificarea respectivă, că e corect. Păi asta am notez aici, dar trebuie să prindem procesul verbal. Gata, eu am notat. Supunem la vot. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statului de funcție aparținând aparatul de specialitate a primarului Comunei Rătăciuni. De Bacău. Aici. Dacă a fost întrebări la comisie, nu? Comisia pozitiv. Cine este pentru? Mulțumim. Da. Proiect de hotărâre privind avizarea regulamentului pieței administrate de 10 intervenții în Comuna Rătăciuni. Și aici, doamna secretară... Aici trebuie să discutăm puțin. Că dacă îmi permiteți? Da, vă rog. Ce? Deci dacă acum am 2 luni sau 3 ce s-au fi fost, am fost de acord, sau cine a fost de acord, că n-am fost în majoritate și vă aduceți aminte, cu... desfințarea asociațiunii cu Interbetul, pentru că nu era oneros pentru noi, acum ei vin și își cer aviz de la noi. Practic, am avut o părticică acolo și uite, o dăm. Aveam 3 lei și o dăm. Nu, el fiind separat, activitatea pe care o desfășoară el, ca și societate, ca și privat, noi trebuie să stabilim un regulament al ce facem acolo. Ce noi ei, practic, ilegalizăm activitatea. Dați-mi voie un pic. Dați-mi voie. Vă ascult. Potrivit hotărârii 348/2004 a Guvernului României, orice activitate de pieții uboare trebuie să vină cu un regulament de funcționare pe care Consiliul Local al municipiului, orașului, comunei trebuie să-l avizeze. Corect, da.
Deci este obligația lor, este obligația și a noastră. Adică, da, 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 dacă vrem, nu-i obligat. Da, trebuie, da, trebuie, e dat sau nu? Este, da, domnul, supun preavizare. Exact, asta da. Da, spune. Eu sunt mai greu de cap, aș avea o întrebare. Încetarea contractului de asociere este un beneficiu pentru comuna Răcătun sau nu? Beneficiu. Beneficiu, beneficiu în ce? Avem avantaje sau dezavantaje pentru cetare? De care? Nici nici. Avantaje dezavantaje financiar pentru că am întrerupt contractul. Dacă îmi permiteți, eu păi cred că... Și așa nu se câștiga nimic. La timp pandemie... Era scris. Când ceva nu câștigi... Da, ideea e alta. O să votăm, o să votăm regulamentul. Cine o să voteze și... Avizăm, atent. Avizăm. Da. Nu avizăm, domnul, îmi cer scuze, dar o să fiu mai atent la termen. Ideea care? Primăria mai poate face un târg, oricând. O piață, da. În paralel? Suntem separat. Oricând poate să și fac. Dacă cetățenii sunt învățați, pentru că ei nu prea fac diferența, că am văzut acum cu toți când merg acolo sau acolo, mai vine problema mugetului, da? De unde? De unde se vede? Dacă faci separat, ca și târg, eu doar întreb acum, primărie, nu putem, nu putem decât să închiriem terenul respectiv pentru cine? O activitate de comerț care o are, o societate care face, vinde lemn sau o societate, deci nu pun primăria, atunci trăiesc din încasări, e din încasări de pe terenul respectiv, da? El, dacă funcționează, funcționează separat, că este separat, societate separată și are activitatea care o are dânsul. Nu e că era posibilitatea să aducem niște bani, mă scuzați, v-am întrebat, dar era posibilitatea să mai aducem niște bani. Le-am dat și la asta cu șutul, am terminat și la... Nu, am dat cu șutul. Păi chiar am dat. Dar mergem înainte, asta este. Ce să facem? Așa este. Așa e. Poți să faci așa. Dar atunci hai să nu le votăm. Și hai să ne fac, să facă primărie. Deci unde facem? Unde facem? Trebuie să invocăm. Pe graie, unde să le facem? Dacă permite, trebuie să ce discutăm și la comisie. Trebuie să invocăm niște motive legale pentru care nu le avizăm. Nu că nu vrem. Numai un pic, domnul... Trebuie să motivez tu. Domnul Munteanu. Domnul Munteanu, haideți să încheiem. Am văzut că la comisie ați dat... avizul favorabil, da? Bun, să punem la vot, dar nu, să punem la vot tot pe articolul, doamnă secretar, sau... Nu, articolul, ce articolul? Nu, pe mai articolul 2. Nu, că noi trebuie... Noi trebuie să desemnăm un reprezentant al Consiliului Local, care împreună cu reprezentantul aparatului de specialitate a primăriei, să verifice dacă regulamentul este respectat. Pentru avizul, pentru ăsta, autorul de funcționare. Înainte să votăm, vă rog frumos să mă lăsați să mai spun. Da, uitați-vă la punctul la articolul 2, domnule. Să nu se înțeleagă că eu am ceva cu oamenii ăștia sau cu interviu. Nu mă interesează asta. Eu chiar n-am nimic. Da? Eu doar vroiam să mai vin un bani în cetul local. Că venea de acolo, că vine din altă parte. Eu nu am nicio problemă cu interviu, da? Supuneți, domnul președinte. Bun, atunci faceți propunere pentru... Nu, no, nu, no, domnul președinte, dați-mi voi, ca să respectăm, să fim coerenți. Trebuie să votăm pe articole. Dacă asta îl avizăm... dar n-ați fost atent, eu v-am spus că pe articole. Dacă îl avizăm, atunci votăm și reprezentantul. Dacă nu îl avizăm, n-avem nici reprezentant să mai trimite. Să votăm și atunci supuneți la vot articolul 1 și apoi propuneri pentru asta articolul 2. Cine este pentru? Avizare. Avizare, da. Pentru articolul 1. Pentru avizare, recomandă pentru. Bun, acum trecem la articolul 2. Numărăm, și odată acceptul, și odată acceptul. Domnul Iacobuș. Asta spuneam, inclusiv domnul Sicară. Da. Deci toată lumea. Și câte sunt? Toată lumea, ca din prezent. Da, deci... Pe mine vă rog să mă treceți la... A, nu. La abținere. Abținere? Da. Așa. Deci, cine este Petru? Haideți ca să... Da. Bine. Și domnul Bădăreu la... Abținere, la articolul 2, vă rog. Faceți-o... Da, domnul, faceți-o... Îl propun pe domnul consilier, viceprimarul domnului. Chiriță, iau. Pot să am și eu o propunere. Eu l-aș propune pe domnul Drăgăstatu. Da?
Da. E o propunere? Păi, da, întrebați dacă mai sunt propuneri. Mai sunt alte propuneri? A, nu mai facem. Haideți să supunem prima propunere pentru domnul Ilie Iancu. Viceprimarul are multe pe cap. Ca să vadă dacă se întrunesc condițiile pentru eliberarea autorizației de funcționare. Păi asta e. Da, și mare îmbrăză, pentru că fiecare duminică, cine a înțeles? Și ce treabă să ducă duminica în târg? Păi dar ce treabă asta? Păi poate să ducă omul în târg. A, bine, când vrea să ducă ca orice utilizator al vieții. Cine este pentru prima propunere? Cine a făcut acest lucru? Cine este pentru prima propunere? Care e prima propunere? Eu, domnul Tiliță. Numărați-vă, rog, domnul președinte. Una, două, trei, patru. Cine este pentru a doua propunere? Domnul Drăgăstan. Pentru domnul Drăgăstan. Nou, proiect de hotărâre privind aprobarea identificării bugetului Comunii Rătăciuni și modificarea listei de investiții. Înainte, haideți să supunem la vot întregul proiect de hotărâre cu cele două articole, pentru că dumneavoastră ați votat abținere la ambele, da? Deci este majoritate de voturi. Întregul proiect de hotărâre, supuneți la vot. Supunem la vot, cine este pentru? Eu ziceți votez acum, dar... Păi nu, abțineți și dumneavoastră abținere, da? Ar fi cool. Deci la abținere, da? Gata, puteți trece mai departe. Stai, am citit. Proiectul numărul 9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea explicării de buget pentru comunitate. Da, e vorba de câteva... Cât mi-ați primit acasă în formă, da? E vorba de o punte pietonală la Râșteni, în zona Cărăușu, în spatele... la fărul acolo, domnul Andrei, cum știm noi. Acolo avem și o persoană care e cu handicap, are căricior și nu poate să deplasa și trebuie să treacă pe o... și acum trec pe o... pe o punte improvizată din tablă. Și să facem una la fel cum la o scară mai mare, exact cum a fost aia de la Găștien, ca să poată trece cu căriciorul. Cu altfel trebuie să le îmbrațe, să-l treacă, să-l... Avem semnăturile celor 12 familii, 11 familii care au solicitat această punte. Avem și certificatul de încadrare de un grad de handicap cu grav, cu asistent personal, deci este și consorțitor. Ăla mai aici. Și mai avem în acest proiect lucrările care s-au făcut cu buldozerul la fundul Răcăciuni pe zona Dumbrăveni, drumurile agricole care am solicitat tot la fel cetățenii, la terenul de sport care am solicitat nivelarea aici, domnul... nivelarea, compactarea și reprofilarea drumului de la, până la sondă cu autogrederul pentru lucrările agricole de primăvară. Urmează să emite Consiliul Județean avizul de legalitate pentru certificat de urbanism în vederea acestor trei termini terenul de sport care le-am aprobat, am discutat în ședința trecută, urmând ca la final domnul Drăgăstan să vă informeze legat de activitatea sportivă a comunii și de activitatea școlară legată de sportul în Răcăciuni. Și un compactor care am compactat, a fost închiriat și a compactat terenul de sport de la noi după ploaia care a fost acum. Da, două zile a stat la ploaia. S-a făcut o treabă excelent. Dar asta o să mai la... Domnul președinte, da. Vreau să motivez... Da, aveți un vot aici, negativ la comisie, vă rog frumos. Chiar a, deci haideți să votez în comisie la acest proiect. În comisie este un vot, da. Nu sunt de acord să eliminăm, să luăm banii din modernizarea drumului din Gheorghe Dojan. Nu, nu e... Pentru ca să facem altceva, sunt... Nu s-a luat, deci nu am luat consilierii mai vechi, știu cum s-a luat. Nu s-a luat, dar s-a luat. Problema este în felul următor. Solicitarea celor 20 familii care necesită montarea unei punți pietonale
Și lucrările care le-am executat și le vom executa referitor la acest utilaj în care s-au închiriat și se vor închiria, am luat de la capitolul drumuri, pentru că de acolo lucrarea la Gheorghe Dojda continuă. Și în iulie, când vine rectificarea, vom face rectificare și punem înapoi suma respectivă care am luat-o acum. Deci consilierii care sunt mai vechi știu, dar nu am luat ca să nu mai dăm. Pentru că nu mai cred lucrul ăsta. Eu, dumneata, trebuie să informez cetățenii ce este legal și ce se întâmplă în Consiliul Local. Nu sunt de acord cu treaba asta. Sursă de finanțare, da? Deci, domnul primar, să vă explicați, menționați faptul că, deși luați banii ăștia de pe drumul la Boja, lucrările continuă. Da, continuă și la următoarea afecțiune, care încă noi suntem la un procent al lucrării la Gheorghe Dojda, așa nu sunt 70%. Ați văzut acum că lucrează la șanțuri. S-a dat ordine, începe și lucrează la șanțuri. Este firma care lucrează acolo, dar o să fie de durată, deci proiectul mai are încă 2 ani de finanțare. Nu 4 ani, pentru că banii pe PNDL se dau, dar dacă lucrează constructorul. Nu cred. Conform legii. Asta o pot confirma. Dar acum nu mai cred. Mai sunt întrebări? Da, domnul. În aceeași ordine de idei vreau să explic colegului că în momentul în care proiectul este în derulare, el se lucrează, se pot mișca sume în cadrul capitolelor. Corect, dar nu se mișcă interesul cuiva, interesul comunității, în momentul cuiva personal. Deci se pot mișca, să faci. Nu e Doamne ferește, calamitate, la fel o să ne întâlnim cu aceleași probleme, că trebuie rezolvate, nu poți să izolezi un sat, o comună alocat la ceva care nu o sumă, trebuie să faci. Trebuie să-ți ajungă pe faptul de derulare. De acord să luăm niște bani de la școală, de la o școală cu centrală, să dăm tot la școală, dar pentru altceva. Că eu în aceeași ordine e în interiorul aceluiași capitol de cheltuieli. Dar e dreptul dumneavoastră să nu credeți. Nu este nimic ilegal, nu este nimic. Domnule, trebuie dumneavoastră să nu credeți. Domnul președinte, vă rog să întrebați. Da, mai fost întrebat la comisie. Da, domnule Iacov, spuneți. Încă o precizare. Vedeți, închiriem buldozer și grede, da? Ce vreau să vă specific este că aceste ori de funcționare a buldozer și grede nu sunt bine gestionate. Păi nu, haideți să vă răspund eu. Domnul consilier, eu am stat două zile referitor la ce am verificat. Este un consilier local care să urmărească lucrările cu bunul. Nu, domnul Gelu, eu vă spun. Nu, dar vă dau eu un răspuns. Domnul Iacob, știți cât a stat compactorul ăla pe teren aici? Două zile, în care am stat eu, aproape 6 ore pe zi, eu am stat după el. Și deci la fiecare lucrare adică sunt poze, sunt datate pozele respective cu data când a lucrat și deci corect. Nu pot să-mi permit să fac. Nu mai vreau să vă spun că mi-am bine, haideți că mirlucim și asta. Haideți trecem sub supunem la vot. Cine este pentru? Ca să evităm asemenea discuții care nu și-au rostul, toate utilajele astea au niște indexuri. Facem niște poze și le atașăm acolo. Da, există poze la procesul verbal recepției. De față la lucrarea de la cel de la drumul agricol de la sondă, este salariat de la noi care a stat pe autogreder. Domnul Duma Trunchi. Îl știți, da? El confirmă, sunt poze, băieți, nu i-am fost, am fost și cu vicile împreună, nu pot să stau după autogred, am pus un om acolo. La fundul Răcăciune, a stat personal la fundul Răcăciune, a venit topometrist, i-a dat o nivelare, rămâne să vină să mai aduc, să mai care niște pământ. Neavând bani, m-am trecut acolo și ne-a concentrat către Gheorghe Dojda. La Gheorghe Dojda a stat personal. Domnul personal a 3 zile acolo cu un bun. Și chiar odată au muncit cot la cot cu echipa de acolo. Puteai să vii și tu, domnule Iacobuș, la ce ai venit acolo? A venit, a chemat. Eu nu te-am văzut. La Bajou a fost deci el este șef de lucrare. Spune. Eu ridic mâna aici și toată lumea vorbește peste și eu nu pot să-mi exprim punctul de vedere. Spune, domnule. Scurt, în aceeași ordine, cum tu ești nemulțumit că se iau de la Dojda, eu sunt mulțumit că banii care mai avem
avem 2 ani de zile de implementare și avem bani alocați acolo, dar urgența cu terenurile de sport de a pistona de 2 ședințe treaba asta, eu sunt foarte de acord și ar trebui să facem lucrul ăsta de fiecare dată când avem alocați bani pentru proiecte care se întind pe o perioadă lungă de timp și stau banii blocați acolo. I-am alocat ca să putem începe activitatea și să putem scoate la licitație și așa mai departe. Dacă știm că anul ăsta nu se implementează, putem mișca sumele. Deci asta e o chestie corectă și chiar mă bucur că s-au mișcat și dacă mai sunt nevoie pentru terenurile de sport, că tot pistonez cu treaba asta de foarte mult timp, vă rog să solicitați. Și trebuie să fim în asentiment că un proiect ca la Gheorghe Doja cu, scuzați-mă, domn primar, cu BNDL-ul, ăla nu poți să-l blochezi, pentru că tu blochezi toată finanțarea. Dacă ai blocat ultimii 10.000 de lei din proiectul ăla, blochează tot. Și nu facem, nu toți. Toți ar trebui să facem, dar o parte noi nu facem front comun ca să facem ceva pentru comuna asta. Pentru da. Acele chestii micuțe. De ce suntem tot timpul împotrivă? Este foarte transparent. Ați fost acolo, ați văzut, sunteți, v-am discutat, am spus în ședință de Consiliu Local. Vrem să facem asta, suntem de acord? Acum nu mai suntem de acord că nu mai facem. Păi nu mai facem până când nu am acord cu Consiliul Local. Păi dacă suntem consilieri locali, suntem ca să ajutăm comunitatea asta. Parcă ce unde? Cât trecem pe aici? Consiliul Local votează în primul rând. Sursele de finanțare, pot spune că sunt surse de finanțare, dar nu se accesează într-o lună, două. Astea sunt de durată. Noi am discutat în Consiliul Local și v-ați dat acordul verbal, cred că ați uitat, domnul Iacobuș. Deci nu este domnul Iacobuș împotriva terenului de sport de Căciun. Nu, ce este întrebare? Dacă ați uitat foarte bine, haideți să dăm facem front comun și să facem ceva pentru. Acum am înțeles, că nu înțeles că, de fapt, să continuă proiectul. Ba da, poate lucrările la Doja, n-ați înțeles. Nu înțeles. E dreptul de care. Haideți să trecem la vot. Cine este pentru? Domnul Dițor. Lucrările vor merge în vot. Cine este pentru? Împotrivă? Mișcările astea de sume s-au întâmplat tot. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului numărul 1 din hotărârea Consiliului Local al Comunei Răcăciuni. 40 din 13.04.2022. Hotărârea care am votat bursele. După reverificarea dosarelor de la școală ați găsit, cred că ați înțeles, nu are rost să reiau discuția, da? Sunt copilași care au dreptul, 3 copilași care au dreptul și este de datoria noastră să le dăm. Supuneți la vot, vă rog. Supunem la vot cine este pentru, unanimitate. Și acum trecem la diverse. Avem o informare privind transmiterea electronică a declarației de avere și interese inclusiv prin sistemul DAE, început cu 1.1.2022. Asta e o informare. Numai puțin, ați înțeles, ați studiat, deci anul acesta încă este voie să se depună fără semnătură electronică, dar o depuneți în format electronic, dacă nu reușiți, veniți pe rând la noi, la primărie și o depunem împreună în sistemul respectiv, pe platformă. E aceeași semnătură electronică? Nu, acum... E una specială nu, pentru vă spun asta. Acum, anul ăsta, completăm în platformă, o printăm, semnăm și scanăm și trimitem online tot la ei pe platformă. Platforma pe care o avem noi, colega noastră s-a ocupat să fie. De la anul, de la 1 ianuarie, noi, unitatea administrativă prin dumneavoastră, va trebui să alocăm niște fonduri pentru a cumpăra sau cum se fac semnăturile acestea electronice. Pentru fiecare persoană, deci consilier local, primar, viceprimar și funcționarii publici. Deci e o cheltuială pe care conform legea. Vă rog frumos, anul acesta, până pe 15 iulie, pentru anul trecut, da, pentru anul trecut depunem pe platformă. Veniți când aveți timp, intrați repede în 5 minute, colega mea vă stă la dispoziție oricând, o depunem, vă ajută cum intrați, nu durează mai mult. O printează, semnați olograf și apoi o trimitem la ei scanată.
nu depășim termenul de 15 iunie, faptul că v-am informat, înseamnă că ați luat la cunoștință și nu mai avem justiție, da? Da. Nu uitați, intrați pe aici și facem împreună. Dacă vă descurcați acasă, nu este nicio problemă, conform ce v-am primit, da? Bine, mai avem la diverse... Da, domnul primar, aș vrea să vă informez, dacă atunci când facem front comun, iese ceva. Nu pupă. Și firesc fii, dacă toți suntem de acord pentru comunitate să facem ceva, iese. Și pe asta, această cale vă mulțumesc că ați fost de acord pentru proiectul cu înființare distribuției gaze naturale în comuna Răcăciuni. Știți că pe data de 21.04 am avut ședința de Consiliu Local și tot în aceeași dată, după ce am emis hotărârea, a doua zi sau a treia zi, am depus la MDRP București, la Minister, pe Angel Salini, proiectul de înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Răcăciuni. Proiect care este dorit de foarte mult, de toată comunitatea din Răcăciuni. Acum este în studiu, o să mai vină clarificări, după ce vin clarificările, o să vă informez la fel. Consiliul Local, exact cum derulează investiția pentru gaz. Noi, v-am zis, și mă repet, avem un avantaj pentru că avem alocat cota de gaz pe Răcăciuni, ceea ce avem și în răspunsul de la Del Gaz. Urmează acum să vedem când dau drumul la finanțări și când se va semna contract. Deci, încă o dată vă spun, nu poți să faci o lucrare într-un an sau într-o jumătate de an. După cum știți prea bine, toate proiectele care s-au implementat de vechiul Consiliu Local și de Consiliul Local trecute au fost implementate în primă fază pe cerere de finanțare, după care, după licitații, procedura de licitații și atribuire, dar au durat. Din 2015 până acum, vedeți că se lucrează. Dar e de durat și nu pot promite eu, ca primar sau dumneavoastră, ca și Consiliul Local, ce se va întâmpla peste o lună de zile sau peste două sau peste trei, dacă aceste proiecte vor merge mai departe. Dar este un program național de investiții care cred că trebuie respectat indiferent de guvernul care vine la de guvernarea care vine la politică. Deci noi am depus și vă mulțumesc această care și v-am zis, sunt termenele foarte scurte, luni trebuie să faci hotărârea de Consiliu Local și până vine trebuie să depui la minister. Mai avem la diverse ce vreau să vă informez, ați primit, v-am și emis, avem la nivel de comună înființat un club sportiv care, în colaborare cu Primăria Răcăciuni și Școala Generală Răcăciuni, avem înscris în proiectul ăsta în jur peste 100 de copii. Aici cuprinde toată comuna. Absolut toată comuna. Ce se întâmplă? Noi desfășurăm activitatea și sunt chiar foarte mulțumit de felul cum se prezintă și copiii, cum a răspuns părinții, vreau să vă spun că entuziasmul mare. Acum, la noi este o problemă. Avem și pe viitor și implicarea Consiliului Local. Chiar accentuez lucrul ăsta. Pentru că o să fie nevoie și sprijinul Consiliului Local începând din toamnă încolo. Acum, eu vin cu rugămintea dumneavoastră că avem o problemă mare la nivel de tribună. Am copiii, vin și joacă pe acolo toate scândurile astea. Vreau să fiți de acord să facem o investiție, să schimbăm ce înseamnă pardoselele de pe tribune. Că e foarte, foarte periculos. Au 15 ani de zile, au 15 ani de zile, s-au uzat și toate scândurile sunt sus. Vreau să spun că și aseară am avut la antrenament o problemă. Vreau să închei antrenamentul și plecăm acasă. Din cauza că aleargă copiii, nu pot, sunt mulți, peste 100 de copii acolo, cu vârste cuprinse între 7 și 15 și 16 ani și foarte periculos. De asta viu și cu rugămintea și să fiți de acord să facem o investiție acolo, să schimbăm. Deci, investiția care, cum am spus domnul Drăgăstan, trebuie să facă în baza unei oferte, o ofertă care vreau să fac suprafața de rânduri, numai din lemn, dar să ieși suprafața metalică care trebuie grunduită, trebuie vopsită și după care pus scoase scândurile astea vechi și pus scândurile noi, care la rândul lor, alea trebuie geluite, trebuie să... Deci, toate culac făcute ca să nu fie un pericol pentru de accidentare. De asta o să vă aduc la cunoștință o ofertă, două, trei, câte sunt, care o fi cea mai bună și cea mai așa, vă aduc la cunoștință ca să putem începe să demarăm. Eu sunt convins că niciunul dintre noi nu are nimic împotrivă, unu și doi, mâine dimineață puteți să scoateți peste apă
luați trei oferte, care e cea mai bună, vin, pună, dați de bani. Nu se vă informeze. Așa că nu-i mare lucru. Și dacă o comună cum e Răcăciunul, nu reușește să plătească 10 metri cub de sterjac să pună, să avem copii. Tocmai aici vreau să punctez și eu, dacă îmi dați voie. E varianta foarte bună de a pune acea pardoseală din nou din lemn. Da. Lemnul, oricât de bună chestie ar fi curată și aici, domnul Iacobuș ar putea să ne ajute că e pe meserie, el va lucra un timp. Dacă putem să luăm o variantă, o pardoseală din plastic, am văzut o variantă la... Trebuie să fie acoperită că va... Nu, nu, există un plastic special pentru acest tip de timp. Foarte scumpă. Trebuie să luăm... Ia o ofertă și trebuie să luăm vara nu fier sau ceva de șpaia. Nu, nu, sunt fier. Sunt cinci. Plasticul la fel. Foarte rezistent. Dar le descântă mai bine. Da, aveți voie să schimbați ca și... Am înțeles, mulțumesc. Da, domnul. Toalete, da. Pentru că e una singură și ne spune. Toalete, da. Da. Neapărat asta. Poți să faci mai ales că chiar sunt copii și au nevoie... Până începe proiectul ăsta, aici și cea una la piață și mai avem una la parcă. Da, dar sunt mulți. Și avem toalete și uitați aici în interior. Peste 100 de copii. Dacă primăria va Răcăciun va intra în asociație cu... Da, pe nu, obligatoriu. Să face asociație, atunci o să prindem bani, exact cum prindem pe cultură, pe asta pentru activitate de sport. Da? Până atunci trebuie să chemiați niște acte notariale, acordul Consiliului Local. Corect, și după care sunt niște... trebuie pregătit până la bugetul anului 2023. Eu zic că poate chiar la rectificarea din iunie, dacă grupul va avea toate documentele, ar trebui să luăm în calcul, că deja e un efort destul de mare. Sunt 100 și de copii. Sunt 100 și ceva de copii. Care deja și... o parte din ei participă în competiția. Deja avem înscriși în competiția județeană. Noi ca și administrație publică am avut și avem deschiderea pentru activitățile sportive. Trebuie cineva să ocupe și de treaba asta împreună cu noi și Consiliul Local. O vom pune pe tapet, vă voi informa la fiecare ședință de câte ori va fi nevoie exact și de ce este nevoie ca să poată funcționa, pentru că aici include numai teren de sport, include și transport, include echipamente, sunt mai multe ca să poți să funcționezi. O groază de... Și cheltuielile nu sunt chiar deci de conectare. De asta, cu rectificare, ar trebui să avem în vedere. Poate reușim să facă până acum. Fără niciun problem. Fără niciun problem, o să vedem. Pe legale și... Mai eu... Da. Spune, domnul. Am vă dat niște informații legate de statea de purare. Domnul Iacob Buș a spus, atât cum se postă, când se lucrează, se fac o sănătate de curaj, se devenzează, da, le-ați distribuit. O să vă dau, să le vedeți, toate pulzile. Stația de epurare, ca să completez ce a spus domnul Gărș, după, mă rog, după vizita Gărzii de Mediu, a fost și a fost, ne-a amendat, stația de epurare nu funcționa pentru că era un bazin mai inclinat decât celălalt, când sunt două bazine, n-a putut să-i dăm drumul, au venit, ne-a amendat, ne contestăm și mai departe. În hotărârea de Consiliul Local, când s-a aprobat bugetul, s-a aprobat suma respectivă pentru a pune în funcțiune această stație de epurare. Din măsurile care ne s-au dat de la Garda de Mediu și de la Apele Române, au dat niște termene, dar pe luni. El se întinde până în luna august. Acum, când noi discutăm, la stația de epurare există echipă care lucrează. Săptămâna trecută am avut Macara, au venit cu Macara, au montat, au sudat, au turnat beton acolo ca să le egalizeze. Nu m-a dus. Da. Acum când se lucrea, pe lângă măsurile care ne-a dat ca să vitanjăm, să nu mai dăm drumul, să vitanjăm cu o firmă autorizată, noi facem cu hidrojetul care este firmă autorizată, să scoatem și să ducem la o... Altă stație care este autorizată. Eu nu știu de ce postările astea apar așa, pe mine nu mă deranjează că apar, poate să apară. Dar informați pozitiv, domnul. Să grăbim lucrurile. Păi nu grăbiți lucrurile, că le grăbești pe mult stare. Domnule, stați un picule. Acum, nu m-au picule. Deci se lucrează. Când nu m-au picule. Haideți să fac lucrările. Haideți să vorbim de contractul. Nu, lucrările se fac de luna martie. Eu în februarie am postat aia. Nu? Haideți că acum știți dumneavoastră. Nu, dar dacă mai dar nu, dar nu este frumos pentru că este consilier local. Da. Nu. Da, da, da. Vă rog.
Acum pare că îl certați. Nu cert. Domnul Iacobuș sau domnul Bucu sau Bădărău își face treaba de consilier local. Dumneavoastră nu trebuie să o luați personal. Dar nu, doi. De când s-au început lucrările la stația de epurare? Din martie. Domnul Bădărău. Din martie se lucrează. De ce v-a reclamat? Dar nu se lucrează. Domnul Iacobuș în februarie. E zăpadă. Păi da, dar e frumos să dezinformezi lumea și să spui oamenilor că nu se face în iunie, când de fapt filmarea din ziua. Deci filmarea este făcută de asta pe presupusul, da. Nu e de asta. Acum mai e altceva. Domnul Bădărău. Dacă nu mai sunt întrebări, domnul Chirilă, durează mai mult la diverse decât un minut, un minut înainte să încheiem, vreau să zic un lucru care e foarte important. Urmează o perioadă destul de complicată, economic, social și așa mai departe, pentru că ce va însemna noi ca cetățeni ai țării, ca și comunitate și ca și comun. Și cred că dacă nu reușim să facem coeziune în Consiliul Local pe toate aspectele, înțeleg că fiecare consilier face parte dintr-un partid și are o politică de partid. Dar e foarte important să facem coeziune pentru că vor fi multe lucruri importante care vor trebui să fim foarte atenți în perioada ce urmează. Mă refer și la finanțări, mă refer și la situația asta care nu știu cum va degenera. Și zic că pe lângă activitatea politică a fiecărui consilier de aici care încearcă să facă parte politică mai departe, în primul rând trebuie să facem coeziune pe proiectele și pe ce putem noi să facem pentru comunitate. Da, dar o mică apolază. Atât am vrut să... Nu putem arunca hârtii pe drum, le pozăm și le postăm. Există fești pe care asta, zici? Partea politică și așa foarte, dar fundul local... Și știți cum am întâlnit la dispensat cu persoanele la fundul că trebuie? Zici că aruncară de le filma și le trimitea. Vă spun în față, cu persoană. Și vă scris înapoi, mi-a dat eu la advocat. Nu poți să faci chestia asta. Să arunci Dunaie și să le filmezi, după aia e bine. Stați un pic, nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa, pentru că eu, când am luat rădăciune, am adunat într-un sac gunoaiele. De ce l-ați blocat pe ăla? L-am blocat pentru când mi-a vorbit. Domnul Vigea, haideți să încheiem că... Domnul Bunai nu a intrat în ședință, este absent nemotivat, îmi pare rău. Doar de telefon, domnul președinte. Dar nu, votul se trebuie primar înainte de ședință. Vă mulțumim, declar ședința închisă, vă mulțumim pentru participare și să aveți o săptămână bună. Chiar vreau să... Vă prezint mașina de pompieri. E o mini mașină de pompieri, nu e mașină de pompieri de aia mare. Este o mașină achiziționată de către Consiliul Local, de către dumneavoastră, v-ați dat votul și vă mulțumesc pentru treaba asta. Știți că am prins bani în buget să facem și dotare. Am făcut o dotare exact de banii care am prins în buget, de 35.000 de lei. Mai urmează să facem dotare de echipament special, ca să putem să o punem în funcțiune. Acum funcționează, o să facem o probă. Și băiatul Bogdan Tancău, produs frumos, dă-i drumul la mașinuț. Te-a dus și la... Nu băga și la... Am montat două bagine. S-a montat la ea, s-a schimbat lampa de sus, era o lampă care nu corespundea cu legislația noastră. S-a schimbat rezervorul de 500 de litri care era cu spumă, s-a avut rezervor. De 1000, două rezervoare. Aici avem un tablou general la care băiatul o să vă arăte Bogdan exact cum funcționează sistemul de iluminare. Așa, aici în partea asta, uitați-vă în partea asta, cred că aici e mai interesant. S-a montat motopompă care pot trage și din bazin, cred că treacă prin motopompă și distribuie la furturi, și din orice altă sursă de apă care nu poate putem să încărcăm Bazin. Ia-te-o! 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 Ia-te
mai fi dotată ca să poți să fii funcțională și de către tot Consiliul Local trebuie să luăm costumații de pompier. Suntem vreo 4 sau 5 la SVSU care putem deservi acest serviciu. Marea problemă este că nu pot arunca oamenii, chiar și salariați care se arunc în foc, cum se spune, să meargă acum cu ea la intervenție. Noi trebuie să facem niște cursuri la ISU, trebuie să luăm dotări, începând de la caschet, haină, bocanci și după ce ne dau cei de la ISU, ne dă aprobare că putem interveni. La început, deci nu avem aceeași capacitate ca și pompierii. Eu zic că e o chestie bună pentru Rătăciuni. Dar astăzi, dacă domnul este de ceva, puteți interveni. Nu am cum să intervin, dacă îi cade o grindă în cap la un sau ceva la asta. La momentul ăsta. Atâta timp cât funcționează, cei cu toată lumea ferice. Da, păi și se poate interveni, da? Nu se poate, are o problemă. Mai sunt nevoie de niște cursuri, mai am nevoie și personal. Eu le-am riscat când ei aprobarea de un echipaj la nivel de... Așa o să mai fie dotată cu instructoare, v-am zis, nu trebuie să pun spară Lopez, dar o să vă mai cer acord financiar să mai alocăm niște bani pentru el. Din punctul meu de vedere, domn primar, cu mare drag, suntem la E85 cu partii de descarcerare. Da. S-a dat parte de descarcerare minim de dotare. Da, eu am popa aia care de descarcerare este în magazin, dată jos de pe ea, pentru că și acolo trebuiam să specializat altul persoană care să știi să umbli, că dacă... Pe un echipaj trebuie să ai, om care să... Ce mai are din generatorul care îl să pornești de acolo, am prizi care s-au dus de la 2.20 la 3.80 la 2.20. Aici, Asta. Da. Asta e sistemul. Mașina nu este o mașină mare, dar este o mașină care poate ajunge pe orice stradă. În Răcăciune. Da, și are o limitare aici. Dacă îi dai una dintre aia mari, dar cu aia mari nu putem intra și trebuiau mai mulți bani, nu putem intra în ulții din Coroane. Mari pașuri. Aici avem un autopompa care e pentru apă murdară, că asta e pentru apă curată și autopompa pentru apă murdară. Și pentru alimentare. Este extraordinar de bun autopompa pentru alimentare din sursă artificială, pentru că capacitatea este foarte mică de substanțe stingătoare, da. Și atunci când ajungem la intervenția asta trebuie să prelucrați tot timpul să avem surse de alimentare artificială. Noi am fost cu ea și la punctul de la pompier de la Sascut. Au verificat-o și ei din punct de vedere tehnic. Mai trebuie dotat, dar și mi-a zis, a zis că este la fel de bun sau mai bun decât alea care sunt dotare ca și motorizare, ca și mașină, ca și putere de tractor. Timpul de răspuns la intervenții e foarte mic. Autospecială de ce? Am volantat-o, cum ați văzut, ca să fie, când o să merg cu ea la pompier, la ISU, să vedem ce mai spune. După care trebuie să luăm scară, echipamente, stingătoare, cânci și instruirea personalului. Da, sistem de voluntariat, dar numai cu personalul primăriei. La noi numai băiatul care e cu mașina utilaj are CEO și eu. Trebuie să mai formez pe cineva ca să ne putem schimba, să fim în timp. O dată operativă, trebuie tot timpul să fie în stare de alert. O să ținem hainele și bocanci în mașină, că n-ai unde să intervenim acolo. Bazi, nu la o amploare exact cum intervin cei de la pompieri, suntem noi suntem primi acolo, dar până a venit ei, ca să putem salva cât de cât ce trebuie salvat. Exact, pentru da. Dar contează în cazul incendiilor, diferența o face și un suntem aici, putem interveni rapid când e pe urmă, nu sunt pe noi primii. Am plecat. Va limita propagarea incendiului. Corect. La vecinătăți. Eu vă mulțumesc pentru sprijin și... Pentru sprijin și o să mai avem...